Neața, prieten. Băi, cum v-am promis, începem car vlog-ul. Azi e prima zi. O să avem mai multe de făcut. O să avem de vopsit bările pentru Mitsubishi, care au fost pregătite, lipul. Și vom încerca să vedem care e treaba cu Golful 4, în ce stadiu este, cum se descurcă Cosmin cu el. Și cam pe când am dat drumul, acum ne îndreptăm spre garaj. Cosmin a ajuns și el la muncă. Da, am ajuns. Ok, am ajuns astăzi. Trebuie să facem prima dată o leacă de curățenie. A rămas totul ca naiba. Și aici avem bările cu lipul. Și ne apucăm îndată de pregătit pentru vopsit. Ele au fost date în plastic primer. De acum să le pregătim pentru vopsit complet. Am reușit într-un final să fac perspectiva lipului, să fie oglindă stânga cu dreapta, să fie la egalitate. Am reușit să trecem la următorul pas. Piesele au fost mătuite cu smirghel pe 800 pe apă. Aici a fost făcut o dublură stânga cu dreapta, să putem face evacuarea dublă. Ok, difuzorul bării a fost vopsit cu un spray negru texturat.
să scoatem aceeași nuanță de plastic pe care a avut-o. Am pregătit garajul pentru vopsit, iar prima piesă din garaj va fi lipul vopsit. Am reușit într-un final să-l vopsesc. Finisajele au fost superbe. A ieșit chiar peste orice limite de așteptare. Sperăm ca clientul să fie mulțumit de ceea ce va fi la final. Acum să trecem la următorii pași. Știi cum se zice, dacă nu ești fericit la locul tău de muncă, atunci ceea ce faci, nu o faci din toată inima și nu va ieși niciodată bine.
într-un final am reușit să ornez piesele. Vor intra la vopsit acum. Și am început prost de luni, am uitat să degresez bara, a făcut reacție și ca bonus am vărsat și vopseaua. Asta este, luăm altă vopsea și mergem mai departe. În moment când ai o zi de rahat, pe lângă că uiți să degresezi o bară și chestiile astea, nici asta nu mai vrea să pornească, mă. Of. Am început de luni foarte rău, e foarte nașpa. Iese bine mulajul. O să fie ok, cred eu. Într-un final, piesele pentru Mitsubishi au fost vopsite. De acum așteptăm uscarea lor și cât de curând vor veni montate. Vom face multe upgrade-uri, vom face o prezentare completă a mașinii. Dacă tot am băgat Peugeot în hala de pregătire, începem cu șlefuirea aileronului. O să încercăm să o facem cât mai drept posibil. O să aibă multe linii această mașină, o să fie un soft body kit. Încă nu suntem hotărâți dacă va fi soft body kit sau un wide body kit. Dar aici o să vă prezentăm multe chestii, cum se face un mulaj, cum se toarnă fibră de sticlă, cum se construiește o matriță perfectă ca să poți turna piesele după. Ok, la aileron pe seara s-a rămas atât, încă mai este de șlefuit. Aici cam așa ar veni difuzerul. Și încă ne hotărâm să vedem dacă îl facem wide body. Am pus o aripă de test, nu suntem siguri. Iar Cosmin, văd că se îndreaptă spre bine cu golful. Va fi un Golf 4 care a avut o istorie nu chiar atât de bună, dar va primi tot kitul de R32 și o suspensie reglabilă și poate pe viitor, bineînțeles, cum se dejoante mai frumoase. Da, și cam cu asta încheiem car vlogul de astăzi. S-au făcut destul de multe chestii, nu am reușit să filmăm totul, să ducem orice detaliu în parte. E deja ora 1:30 noaptea, piesele pentru Mitsubishi au fost duse la capăt cu succes. Cosmin s-a început a descurca cu aripa și să ducă mașina aia la o linie cât de cât ok, dar încercăm să o facem cât mai perfectă, pentru că mașina a avut cumva o mică lovitură și trebuie înlocuită piesa.
Cine a reparat-o, a reparat-o înainte, a folosit foarte mult kit. O am să las pe viitor când am să mai lucrez la mașină mai multe detalii despre ea. O să fie un Golf super ok, care sigur va atrage atenția pe stradă. Și cu asta vă mulțumesc că m-ați urmărit. Un like și un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Și dacă v-a ajutat car vlogul meu, să sperăm că pe viitor voi reuși să fac mult mai multe, cu mult mai multe detalii. Vă mulțumesc, o seară faină! Yeah.